European pe justiție contrazice raportul MCV. Vera Jurova a afirmat astăzi la Ministerul Justiției că revocarea procurorului general Augustin Lazăr este o problemă internă a României. Asta în condițiile în care raportul MCV recomanda oprirea acestei proceduri de revocare. Iată declarația. Should the procedure to dismiss the general prosecutor stop now? For which prosecutor? The general prosecutor. In Romania, this is Romanian case, so I will not comment on that. I expect Romania to follow the recommendations of CVM in full. Colega mea Corina Matlinski a urmărit toate declarațiile făcute de Comisarul European pe Justiție și ne spune mai mult. Te ascultăm, Corina. Bun găsit, aproape o oră au stat față în față Comisarul European pentru Justiție, Vera Jurova și ministrul Tudorel Toader. Au vorbit în primul rând despre prioritățile în domeniul justiției, odată cu preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, dar și despre schimbările legislative care au avut loc în ultima perioadă în țara noastră. Spunea Vera Jurova că a fost o discuție utilă și că România ar trebui să respecte recomandările din raportul MCV, un raport extrem de dur, ne amintim, în care printre altele îi se cerea României să suspende punerea în aplicare a legilor justiției, a codului penal și a codului de procedură penală, așa cum au fost toate modificate, dar și suspendarea oricărei proceduri de revocare din funcția unor procurori șefi. Din acest punct de vedere, Vera Jurova a spus că această chestiune a revocării procurorului general Augustin Lazăr este o chestiune internă în care nu se bagă. Tot ceea ce pe ea o interesează este ca România să fie bine reprezentată în mandatul de 6 luni. Nu este singura discuție pe care Comisarul European a avut-o cu reprezentanții ai României. S-a întâlnit de asemenea cu președinta Instanței Supreme, Cristina Tarcea, dar și cu președintele Klaus Iohannis.